Ieri, la Școala Generală Olga Petrov Radișici, despărțământul din Straja, învățătorii, împreună cu elevii școlii și cu alți copii din localitate, ultimele ore le-au dedicat sărbătoririi acestei tradiții. Astăzi, la noi, la școală, am organizat un carnaval, să zicem așa, tradițional, pe care îl avem de câțiva ani în urmă, să zicem poate și 10 ani, și tematica de astăzi este Alba ca zăpada. În fiecare an ne străduim să organizăm acest carnaval cu ajutorul părinților. Copiii se deghizează în diferite, cum vor ei, cât mai frumos, ajutați de noi, de învățători, ca să fie cât mai interesant. Eu mă numesc Gloria Sură și am 8 ani și m-am născut în vrăjitoare. Cine te-a ajutat la acest costum minunat? Mama! Această serbare a continuat și în orele serii, în sala Căminului Cultural, la o masă comună, unde au fost invitați toți localnicii.